ajungem aici la o chestie fost clar, sau... de care o să se sperie toți primarii României în acest moment, în urma deciziei de ieri. Văd că stau, mă rog, cu minți, că nu comentează, dar decizia de ieri, dacă va fi considerată și poate să fie considerată în toate instanțele sau cetățenii pot să ceară să fie considerată în toate instanțele din țară, pentru absolut orice li se întâmplă, că se zgârie la un deget într-o, nu știu, într-un colț care n-a fost bine pilit și nu știu ce. Pe nu, la, da, alunec pe un șobolan în parcul Herăstrău și, da, Doamne ferește, asta e perfect posibil, știi? Sunt mai multe concluzii foarte dure, de-aia am așteptat un pic să-mi iau aer în plămâni. Prima concluzie foarte dură. Că primăria sectorului 4, chiar dacă e bine coordonată, de ieri, prin faptul că piedone a fost condamnat în solidar cu primăria sectorului 4, o paște, nu falimentul, că e o primărie, să zicem, destul de echilibrată, dar o paște încetarea investițiilor în sector. Scopul, să nu vă gândiți că alea 36 de milioane se pot lua de la proprietarii de cluburi. Uit-o, de la proprietarii de cluburi să iau 100 de mii Uit-o, euro. De la ISU să iau încă vreo 100 de mii pentru care bugetul altfel integrat. Cetățenii sectorului 4 trebuie să-și calculeze cât vor plăti. Deci pe lângă faptul că primăria sectorului 5 a rămas vacantă, piedone, după părerea mea, mi-asum, nevinovat în acest caz, s-a dus la pușcărie, avem această mare problemă. Un sector al Bucureștiului, sectorul 4, este dinamitat din punct de vedere bugetar. Să vedem dacă guvernul ia vreo măsură aici. 30 și ceva de milioane, cam atâta vor fi, doar pentru sectorul 4. Nu e ceva cu ce să te joci. De mâine, probabil, vor curge popririle, blocarea conturilor, pentru că acolo sunt despăgubiri între, mă rog, 1000 de roni și peste 1 milion. Vorbesc de familie, per păgubit, cum ar veni, peste 1 milion. Și ei vor începe de mâine sau de săptămâna viitoare să blocheze conturile. Asta e unul la mână. De-aia a fost nevoie ca piedone, și dau explicații aici, de-aia a fost nevoie ca piedone să fie pedepsit cu executare, pentru că execuțiile acestor despăgubiri, Doamne ferește, le transmit condoleanțe încă o dată tuturor familiilor, oamenilor care au murit, dar nu aveau de unde să fie despăgubiți. Și s-a ales cetățeanul din sectorul 4 să trebuiască să plătească el, plătește direct, dar repet, sectorul 4 va intra într-o perioadă de involuție dacă de la nivel guvernamental nu se face nimic să fie susținut. Nu te joci cu 30 ceva de milioane de euro, indiferent de cât de mare ar fi primăria aia, să fie primăria Parisului, că tot este mult, 30 ceva de milioane de euro. Atenție! Foarte mult, foarte, foarte mult. Deci e o problemă. Doi. Dacă această decizie în cazul lui Piedone va fi considerată pentru absolut orice incident de acum înainte, și eu sunt sigur că vor fi vânați, urmează și campanie electorale și alte lucruri, toți primarii din România sunt în paranteză, pentru că ei dau aprobări, sunt obligați să le semneze avize pentru diverse lucruri. Apoi, dacă se stă pe codul fiscal, atenție, Piedone a fost condamnat pe codul fiscal, nu pe codul penal, nu pe codul civil, pe codul fiscal. Dacă se stă și se studiază, fiecare dintre acești primari, de mâine, pe incidentele care s-au întâmplat și unde se pot cere despăgubiri deja, chiar dacă n-au fost morți, pe altele care se vor întâmpla, sunt în culpă. Primarul, practic, trebuie să aleagă dacă mai semnează ceva de mâine, pentru că legea nu îl mai apără.